Maraș, sunt în câmpia română. Aici la stânga e contrajur, nu știu dacă cred că se vede totuși. Mănăstirea Delta Neșlovului. Vedeți și voi frumusețea câmpiei române. Pe fundal avem de la stânga spre dreapta avem pădurea Comana. Aici e, nu e nimic plantat, dar acolo în depărtare e porumb greu și în spatele meu o să vă filmez. E bogăția pământului românesc și a țării noastre. Greu, porumb, floarea soarelui, tot ce crește pe țară, în țara noastră de mii și mii de ani. Pentru asta am fost invidiați de toți barbarii care au trecut pe aici. La mănăstirea asta, Delta Neșlovului, sunt doar trei călugări. Mi-a zis că chiliile sunt sparte, adică acoperișurile sunt sparte, deci e nevoie de forță de muncă. Dar asta e, probabil că nici religia nu mai e ce a fost, pentru că și-a dat în petec. Vedeți ce frumusețe acolo în depărtare. E Neșlovul care curge spre stânga, de la dreapta spre stânga și e absorbit de Plaștina și de Delta pădurii Comana. E o, cum să zic, bate un vântișor destul de puternic, sper că mă auziți. E frumusețea câmpiei românești, frumusețe naturală. Uitați pe aici, pe lângă mine, tot felul de floricele pe aici, pe câmpie, sau resturi de floarea soarelui. Ia uitați-vă, iarbă, verdeață, aer curat, oxigen. Eu zic să sfatul meu pentru voi e să mai lăsați orașele, să veniți să trăiți la țară, că de aici am plecat cu toții, aici avem rădăcinile, aici nu e originea la țară, nu la oraș. În orașe suntem mai ușor de controlat de cei care vor să ne desfințeze, să ne anihileze, să ne elimine. Deci, camarați, vedeți și voi ce frumusețe a câmpiei române. Hai că ne auzim din nou. Pa, camarazi!